Prezentă în emisiunea Tu ai cuvântul, Corina Oprișiu, administrator în cadrul primăriei Deva, a precizat că, la nivelul municipiului Deva, există 170 de persoane care primesc ajutor social, adică sume de bani acordate celor care trăiesc în sărăcie. O parte din acești oameni au rămas însă și fără ajutoarele sociale, pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele la bugetul primăriei. Anul acesta, față de anul trecut, avem o scădere cam cu 15% a celor care au dreptul de astfel de ajutoare. Cam 170 de dosare au fost aprobate pentru aceste ajutoare sociale, iar din acestea sunt 5 dosare care nu vor primi banii pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele locale. În acest context, Mariana Câmpeanu, deputat PNL de Hunedoara, critică guvernul PDL care alege să ia tot de la cei defavorizați, în loc să-i sancționeze pe cei care se află în topul datornicilor ANAF. Să nu uităm că statul însuși este restanțier la plata unor datorii față de cetățeni. Poate că dacă statul ar plăti la timp restanțele pe care le are față de cetățeni și aceștia ar fi capabili să achite la timp sumele către bugetele locale, se arată într-o declarație politică semnată Mariana Câmpeanu.